Tot mai mulți oameni apelează la tratamente naturiste pentru tratarea diverselor afecțiuni. De exemplu, există o plantă care te ține la distanță de infarct și cancer și te ajută să ai un organism sănătos. Este vorba despre păpădie, planta care are proprietatea de a susține buna funcționare a ficatului, având rolul de a-l curăța de toxinele acumulate la nivelul său, dar și de reducere a colesterolului rău. În plus, te va ajuta și să scapi de surplusul de greutate. Păpădia este bogată în vitamina B6, vitamina C, vitamina A, D, fier, calciu, potasiu, zinc, acid folic, dar și magneziu. Previne cancerul, are acțiune detoxifiantă, este un bun diuretic natural, ajută la pierderea în greutate, indicată în afecțiunile genitale și este de mare ajutor în reumatism, artroze și gută, dar și în dezechilibrele hormonale. În ultimul rând, păpădia previne îmbătrânirea prematură. Frunzele de păpădie pot fi folosite în salată sau în freșuri. Ce beneficii aduce păpădia pentru sănătate? Ei bine, potrivit unui studiu al Universității Canadiene, care a analizat efectele păpădiei asupra organismului nostru, se pare că această plantă poate fi un remediu extrem de puternic și de bun împotriva dezvoltării celulelor canceroase. Cercetătorii afirmă că păpădia poate ajuta la distrugerea celulelor canceroase într-un interval de 48 de ore, fără a afecta în vreun fel celulele sănătoase. În felul acesta, ceaiul de păpădie ar fi la fel de puternic precum ședințele de chimioterapie, însă în același timp mult mai ușor de tolerat de către organism. Păpădia are efect depurativ de curățare a sângelui, reducând nivelul de colesterol rău și de detoxifiere a ficatului. Asigură în felul acesta un tonus bun întregului organism. Consumată sub formă de ceai, păpădia este cel mai puternic aliat al luptei împotriva surplusului de kilograme. Astfel, se recomandă ca la un litru de apă fiartă să se adauge o lingură de păpădie și să se lase la infuzat 5-8 minute, apoi să fie consumat pe parcursul zilei. Pe lângă această cantitate de ceai, este indicat să consumi cel puțin 1,5 litri de apă și ultima masă să nu fie mai târziu de ora 19.